Psalmul 92, un psalm, o cântare pentru ziua sabatului. Frumos este să lăudăm pe Domnul și să mărim numele Tău prea înalte, să vestim dimineața bunătatea Ta și noaptea credincioșia Ta. Cu instrumentul cu 10 coarde și cu aleul Ta, în sunetele harpei. Căci Tu mă înveselești cu lucrările Tale, Doamne, și eu cânt de veselie când văd lucrarea mâinilor Tale. Cât de mari sunt lucrările Tale, Doamne, și cât de adânc sunt gândurile Tale. Omul prost nu cunoaște lucrul acesta și cel nebun nu ia seama la el. Dacă cei răi înverzesc ca iarba și dacă toți cei ce fac răul înfloresc, este numai ca să fie nimiciți de vecie. Dar Tu, Doamne, ești înălțat în veci de veci. Căci iată, Doamne, vrăjmașii Tăi, iată, vrăjmașii Tăi pierd, toți cei ce fac rău sunt risipiți. Dar mie Tu mi-ai dat puterea bivolului și m-ai stropit cu îndelem proaspăt. Ochiul meu își ved împlinită dorința față de vrăjmașii mei și urechea mea aude împlinirea dorinței mele față de potrivnicii mei cei răi. Cel fără prihană înverzește ca finicul și crește ca cedrul din Liban. Cei sădiți în casa Domnului înverzesc în curțile Dumnezeului nostru. Ia aduc roade și la bătrânețe, sunt plin de suc și verzi, ca să arate că Domnul este drept. El stânca mea în care nu este nelegiuire. Amin. Amin.